exact când Narcisa îl părăsește pe Luin. Ce vrei să faci? Să ne despărțim. Nici nu voiam să spun în față. Acesta află că e moștenitorul unchiului său. Unchiul meu bogat care a murit. Mi-a lăsat mie avere. Adică eu-s bogat? La nivel teoretic, da. În același timp cu tatăl care l-a abandonat cu 30 de ani în urmă. Este o listă cu sfaturi pe care fratele dumneavoastră ar fi vrut să vi le dea în timpul vieții. Și care e hotărât să-l ajute. Norocel, fiule, ce cauți aici? Cum adică ce caut aici? Am venit să te ajut, să am grijă de tine. Din păcate însă... Domnul Găine, asta e tot. Da, asta e toată moștenirea. Ai lista, poți să verifici. Ce cu groapa asta de până de acolo, mă? Moștenirea familiei. Păi bine, și unde sunt banii lui fratii meu? Trebuie să recupereze tablourile vândute. Toți banii mei i-am băgat în acțiuni care la ora asta au o valoare totală de 500.000 de euro. Și documentele le găsești în spatele unuia dintre cele trei tablouri care au fund dublu. Și cum ai recuperezi tablourile alea? Tu să știu unde sunt. Treabă extrem de complicată. Aici l-am vândut pe primul. Intri tu aici să întrebi dacă aici v-a ascuns în tablou? Stai, vezi să unde intri să-l trebuie la tablou. Ai văzut tablourile astea, Iurea, rău de tot așa. La o babă, la o secție de poliție și a treia nici nu știu unde n-ai. Dumneavoastră ați cumpărat de la mine un tablou. Puteți să-l aduceți un pic, numai să mă uit două secunde la el, vă rog, din suflet. Eu chem poliția. Dumneata, vrei să-mi furi tablourile? Nu ieși, am luat și bătaie. Înseamnă că este în biroul comandantului. Ha, aoleu, păi și ce fac cum intru acolo? Păi pe mine mă înțeleg, eu te-am băgat înăuntru, acum descurcă-te și tu. Mi-ar face mare plăcere să vă fac o propunere. Bă, dar nici ăsta nu are spate dublu, mă. E un club de lupte ilegale. Există așa ceva în București? E un club de poezie. De poezie? Da, e un club de poezie. Și cum intrăm noi acolo? Am tablou. Bă, dar să știi că nici ăsta nu avea spatele dublu, asta e tot ce-am găsit la el. Uite. Este nesigur dacă am înțeles corect. Ai furat pistolul unui agent ca să ajungi în arest. Pentru un alt tablou te-ai înscris într-un club ilegal. Și te-ai luat bătaie în timp ce recitai Luceafărul. Norocel m-a scris și restul, da. Dar niciunul dintre tablouri n-avea acțiunile pe care le căutai. Vor reuși oare cei doi să mai recupereze banii? Ia vino, cred că ți-am găsit tablou. Ăla e hoțul tău? Tizian.